începem pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Eu încep cu piersicile, pentru că au nevoie de puțin timp ca să se frăgezească soarea. Cu praful de copt. Amestecăm. Adăugăm și zahărul. Adăugăm două ouă. Laptele. Uleiul. Și acum le amestecăm și formăm aluatul. Aluatul este gata. Îl întindem cordonel, o să rupem bucățele și întindem. Facem biluțe și le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute. Să vedem. De mărimea aceasta. Cântărim. Are 20, facem biluța. Să încercăm cu, să punem. Rupem bucățele de aluat, le cântărim, 20 de grame. Mai pun puțin. Facem biluțe și cum am arătat, cu spaniol, îl presez puțin și îl pun în mijloc. Sal, în fie de tot, să vedem cum iese și cu hârtie de copt. Punem și cu hârtie de copt să vedem cum iese. Le dăm la cuptor, le facem pe toate. Să vă arăt. Cum rămâne locul pentru umplut. Sau am mai încercat cu hârtie de copt. Este bine și cu hârtie de copt. Tot cu staniol. Încercăm mai multe. Tot staniol. Aici este coajă de nucă.
tot cu așa de nucă. O hârtie de copt. O să facem umplutură. Deci eu folosesc dulceață de piersi judecăințe sau ceea ce vă place aici. Am să folosesc astăzi dulceață de vișine. Noi o facem în casă. Foarte rar cumpărăm. Alune de pădure, nuci, ce vă place, adăugați. Cam 100 de grame. Și aici am un borcan de 400 de grame de dulceață. Amestec. Toată nucă. Amestecăm bine umplutura. Piersicile le-am copt la 180 de grade, circa 20 de minute. 20-25. Deci umplutura este gata. Dăm deoparte. Aici eu am colorant alimentar, dacă vreți să folosiți. Sau eu am o rețetă făcută numai cu folosesc al Kermes în Italia. Este un preparat aromatic pentru dulciuri. Și am să pun puțin să vă arăt cum vine și cu acest preparat. Am să adaug 2-3 picături de colorant verde. Amestec. Roșu, roz, roșu, ce aveți în casă? Nu prea mult colorant. Amestecăm și aici. Cred că mai trebuie picătură. Picătură, picătură. Putem pune galben sau portocaliu, dacă le vedem frumoase colorate. Amestec și aici. Am zahărul. Avem tot ce ne trebuie. Și aici am fundant din marshmallow verde, dacă vrem să fie mai frumoase, să le dăm un aspect mai frumos. Asta o să facem la sfârșit. Deci cu o linguriță, umplem. Și închidem. Eu le fac mai devreme pentru că se prăjesc mai bine. Deci dacă le dau prin al Kermes, vor ieși așa, numai roșii. Le dau prin zahăr. Și le punem aici.
Complemata. Punto 5 l'arancio rosso, verde, verde, scelgo un zapper. Il cracker qui sono un pochino, che tu piccatura, un piccatura di verde. Una piccatura di garden. Scirocco. Uccidere così le denunci. Oh, buona tarde. Un bambino. Dolce fanno tre bestie di frettare, tre bestie assorbo. Un bambino, bene, bene, potrebbe pazienza. Там же сорпрусы. Конечно, там пусть прямо. Дам приорошу. Верде. Шигалбен. Там приорезавр. Come sto parlando con Zulizia, la ricetta la fondando di un pashmelo, come si spiega nel canale YouTube, e si porta sempre poco. E ci sta venendo voglia di puzzina mi do anche a sentire. Sentire fondando. Mentre un succitore che non si fa composta. Un cuzzizzo con forma di fonzolizza potremmo tagliare. In forma una frangolizza. Andiamo stiamo se siamo su c'è facciamo una.
ce să sunt frunzulițe. Le lăsăm să se usuce puțin, puțin. Să mai umplem câteva piersici. Astăzi vreau să vă arăt și alătul meu de pâine. L-am frământat aseară. L-am frământat. Am amestecat toate ingredientele, le-am lăsat 15 minute să se odihnească. Am mai învârtit puțin în el. Și după aceea l-am băgat în frigider pentru toată noaptea. Astăzi dimineața l-am scos din frigider. L-am lăsat la temperatura camerei până și-a dublat volumul. Și am să vă arăt cum arată aluatul pentru pâine fără frământare. Deci le umplem. Uitați ce frumoase sunt. Să mai dăm prin al kermes. Sper să vă placă rețeta. Este foarte bună. În apa cu colorant puteți pune anche aromă de vanilie, de romă. Mai dăm aici roșu, verde și galben. Prin zahăr. Eu am încercat și cu sâmburi de migdale. Nu mi-a plăcut pentru că se lipesc foarte bine înăuntru și nu se scot. Deci foarte bine cu coș de nucă, cu hârtie. Cu hârtie de copt este foarte bine. Și cu staniol, cine vrea să folosească staniol. Nu iese. Doar cu nuci. Mai umplem încă una. Mai trebuie puțin. Un kermes. Uite ce frumoase sunt. Când se usucă și frunzulița, o să o lipim aici, o să o punem.
Acestea sunt persicuțe. Vreau să vă arăt aluatul meu de pâine. Într-o seară o să facem împreună. O să las aici. O să ștergem puțin. Vă arăt aluatul de pâine și după aceea termin. Trebuie să-l pun la cuptor. Uitați-l. Aluatul meu de pâine crescut. Uitați-vă ce frumos este. O să presor puțină făină. Tot. Și am să-l storn aici pe masă. Este făcut cu drojdie înghețată. Am cumpărat un pachet de jumătate de kilogram de drojdie și l-am înghețat. Este foarte bun. Deci pun pâinea în tavă și după aceea continuăm cu piersicile. Acesta este aluatul de pâine. În formă. Și cât timp ne facem piersicile? Aluatul crește puțin în tavă. Aceasta este pâinica mea. Acum o presor cu făină. Și cu o lamă nouă. O să tăiem deasupra.
ușă pun în tavă. Și mai las un pic la crescut. Și între timp am umplu piersicile. Strângem făina. Și umplem persicuțul. Crema este umplutura din... Astăzi am pus dulceață de vișine cu alune de pădure. Puteți pune nuci, rafide, ce vă place, încă puțină cremă. Umplutura. Le dăm prin roșu, colorant roșu, verde și galben. Eu nu pun prea mult colorant. Și acum le dăm prin zahăr. Ia uitați-le cât sunt de frumoase. Punem umplutura. Închidem. Mai trebuie puțin, mai puțin. Deci, din această compoziție care o fac, ies circa 44 de viluțe. Le dăm prin un kermes. Ia să vedem lucrurile. Ce mai vedem aici? Ia uitați-vă cât sunt de frumoase. Mai umplem. Puteți folosi ce dulceață vă place. Puteți pune alune, nuci, migdale, fistic, tot ce vă place. Mai dăm puțin prin roșu, verde, un pic de galben. Dacă vreți culorile mai accentuate, puteți pune mai mult colorant. Eu pun mai puțin. Acestea sunt piersicile. O să duc mai aproape să le vedeți mai bine. Să vedem camera dacă reușesc să o duc mai aproape. Uitați-le. Aici. Aceasta este pâinea pe care am făcut-o mai înainte. Fac și-o bag la cuptor. Pâine fără frământare, făcută cu drojdie, drojdie înghețată. Este foarte bună și drojdie înghețată. Am încercat cât am stat în lockdown. Ia să dau camera să mă vedeți. Așa.
Deci facem biluțe din aluat de 20 de grame fiecare. Aluatul eu l-am făcut aseară. Uitați-l, acesta este aluatul. Deci le cântărim, cam 20 de grame. Trebuie puțin. Deci facem aluatul, facem biluțele cu cojile de nuci. Le putem unge cu puțin ulei. Punem coajă de nucă aici. Punem în tavă și dăm la cuptor. Să vă arăt și cu hârtie de copt. Ca să nu stăm să le facem noi locul pentru umplut. Asta este biluța. Deci, luăm hârtie de copt. Euro. Deci am să eu ung cu puțin ulei. Acum doar vă arăt că după ce am să le pun pe toate la cuptor care ne-au rămas. Deci strâng hârtia. Nu se lipește deloc. Deci am făcut biluța. Cred că e prea mare. Am 20 de grame. Le măsurați sau la ochi? Și punem hârtia aici în mijloc. Cu hârtie de copt sau cu nuci. Strâng. Păi împăturez în patru și încerc să adun. Facem biluța din aluat. De 20 de grame și punem aici. Ia să duc mai aproape camera să se vadă mai bine. Aici. Deci biluța cam de 20 de grame. Eu simt la mână. Hârtia de copt. Coroc în două. O strâng. După aceea o desfac. O puteți unge și cu puțin ulei. O împăduresc în patru. Și după aceea încep și o strâng așa. Ia uitați. Cum se vede. Oh. Am făcut ambiluță și până în interior aici. Cu nuci sau cu hârtie sau puteți pune staniol. Unse puțin cu ulei. Să dau camera înapoi ca să mă vedeți. Acestea sunt chiersicile. Sunt foarte ușor de făcut și foarte bune. Sper să vă placă rețeta mea. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Astăzi v-am arătat și aluatul meu de pâine. Acum îl mai las puțin și îl dau la cuptor. Deci eu la 1 kg de făină pun 600 de grame de apă, 2 linguri de sare, o linguriță de zahăr, și cam 20 de ml de ulei, nu mai mult. Este fără frământare, l-am frământat aseară, l-am amestecat toate ingredientele. Mai întâi am pus drojdia înghețată cu zahărul, să se topească puțin în mijlocul făinei. Am făcut o gaură, am pus drojdia și zahărul.
pun puțină apă până se topește drojdia. După aceea fac maiaua în mijloc, doar în mijloc, acopăr cu puțină făină și las să crească. După ce a crescut, adaug apa și sarea, amestec o lingură și uleiul îl adaug și amestec o lingură, las 15 minute, las 15 minute să se odihnească și după aceea mai învârt puțin cu o lingură sau cu mâna, învârtim un minut, două, trei, nu mai mult. Dăm la frigider toată noaptea și a doua zi scoatem, punem pe masă vasul nostru cu aluatul să ajungă la temperatura camerei. Între timp el crește, îi dăm formă. V-am arătat în video mai înainte cum împăturesc pâinea. Și dăm la cuptor la 200 de grame, 200 de grade, circa 40 de minute până are o culoare frumoasă. După aceea am să pun poza cu pâinica mea. Astăzi am făcut piersicile. Rețeta am să o scriu dedesubt, sub video. Sunt foarte simplu de făcut. Aluatul l-am făcut aseară. Sunt umplute cu astea de astăzi, cu dulceață de vișine făcută în casă de mămica mea. Este foarte, foarte bună. Și cu alune de păduri eu am pus astăzi. Puteți pune nuci, fistic, ce vă place. Le umpleți. Le dați se vreți prin colorant alimentar colorat, roșu, verde, galben. Eu am folosit și al Kermes. Eu stau în Italia. Este un preparat aromatic pentru dulciuri, pentru prăjituri. Și ne vedem la următoarea rețetă. Zilele acestea am să intru să vă arăt cum fac fursecurile pentru sărbători. Eu le fac mai devreme pentru că se fragezesc și sunt bune, bune, bune. Și am să fac și nucile. Și ne vedem zilele acestea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine astăzi. Vă urez o zi frumoasă și vă iubesc pe toți. Și vă mulțumesc pentru like și pentru că îmi sunteți alături. O zi frumoasă tuturor. La revedere. Vă pup pe toți.